Împărați 20. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: Așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Întoarce-te și spune-i lui Ezechia că petenia poporului meu, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David, ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile, iată că te voi face sănătos, a treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale, te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din picina mea și din picina robului meu David. Isaia a zis: Luați o turtă de smochine. Au luat-o și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Ezechia zisese lui Isaia: După care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului. Și Isaia a zis: Iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei, să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi cu 10 trepte? Ezechia a răspuns: Nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să dea înapoi cu 10 trepte. Atunci Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se pogorise pe cadranul soarelui lui Ahaz. În același timp, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia asculta pe sol și le arăta locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodenile și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu-l fie arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și a zis: Ce au zis oamenii aceia și de ce au venit la tine? Ezechia a răspuns: Au venit dintr-o țară depărtată, din Babilon. Isaia a mai zis: Ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: Au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic în visteriile mele pe care să nu le fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: Ascultă cuvântul Domnului. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care îi vei naște, și îi vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia: Cuvântul Domnului pe care l-a rostit este bun, și a adăugat: Căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Celelalte fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui și cum a făcut iazul și canalul de apă și a adus apele în cetate, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Ezechia a dormit cu părinții săi și în locul lui a domnit fiul său Manase.